ceea ce înseamnă pentru el această transformare spirituală. Și sigur că procesul transformării spirituale, așa cum probabil ați mai auzit de foarte multe ori, presupune un proces autentic de autocunoaștere. Ori, când se pune problema unei autocunoașteri, noi trebuie să ținem cont de modul în care este structurată ființa noastră, de felul în care ea percepe lumea exterioară, de modul în care se percepe pe ea însăși și de modul în care urmărește să reacționeze pentru a se adapta cât mai bine în această existență. Atât știința contemporană, cât și tradițiile spirituale au urmărit să găsească răspunsul la o întrebare fundamentală care vedem că începe să ne preocupe și pe noi din ce în ce mai mult. Și anume, cine suntem noi? Și în încercarea de a afla un răspuns profund la această întrebare, sigur că putem ajunge la a descoperi, la a recunoaște modul în care noi gândim, modul în care acționăm, felul în care reacționăm la ceea ce ni se întâmplă și gradat, pe măsură ce, sigur, se obiectivează acest nivel al manifestării umanului, al ființei umane, s-au putut structura diferite modeluri de transformare, atât pe căile vizate de știință, cât și pe căile tradiționale spirituale. Oricum, ambele modalități de cunoaștere, atât cele științifice, cât și cele spirituale, au putut să obiectiveze în mod clar și precis existența unei structuri lăuntrice care generează acel dinamism interior pe fondul căruia se produc o serie întreagă de reacții. Și acest nivel pe care l-au descoperit și pe care au urmărit să-l îmbunătățească este nivelul emoțional. Deci, mi-am propus astăzi să vă prezint câteva aspecte legate de structura noastră emoțională, de felul în care emoțiile noastre reușesc să producă pentru noi acele modificări de stare, uneori nedorite, altor dorite, și să propunem, de ce nu, un model de abordare a nivelul nostru emoțional. În primul rând, trebuie să realizăm că noi suntem o structură foarte complexă. Suntem un sistem viu, care se modifică neîntrerupt. Atât la nivelul corpului fizic, deși poate aceste aspecte nu sunt foarte ușor de perceput, cât și la nivel energetic, psihic,
mental și spiritual. Dacă cu trecerea timpului ceva din felul în care funcționează corpul nostru fizic se traduce printr-un nivel de semnalizare și, sigur, putem să urmărim să reacționăm într-un mod adecvat pentru a face față unor condiții fizice, într-un mod mai eficient. Dacă structura noastră energetică, de asemenea, urmărim să o îmbunătățim, pentru că știm că ceea ce adeseori ne trebuie poate fi atins prin a folosi un anumit nivel de energie bine orientat în acel scop. Poate nu ne este la fel de clar felul în care structura noastră emoțională intervine pentru a da un sens, o orientare existenței noastre. Eu vă spun că acest plan aduce cele mai multe, aș putea spune, aparent dificultăți în cazul omului obișnuit. Pentru că de aici apar o serie întreagă de reacții ale noastre care de foarte multe ori nu pot fi controlate. Și prin repetare ajungem să structurăm un fel de șablon, un fel de tipologie emoțională specifică cu care noi întâmpinăm fiecare eveniment. Sigur că dacă am urmări să analizăm cu anumită atenție felul în care noi ne-am structurat viața și existența până acum, am putea să recunoaștem faptul că adeseori condiția mai bună existențială noi ne-am atras-o urmărind să trecem prin anumite experiențe de tip A, B, C, poate într-o anumită secvențialitate sau uneori abordate simultan, pentru ca ceea ce se producea să ne ducă în punctul pe care noi îl doream. Dar sigur că aici noi avem de-a face cu un anumit tipar de integrare a unui mai bine în viața noastră, care este condiționat de realizarea evenimentului A, B, C. În situația în care sunt A, B, C, D, E, F, G, avem o suită de necunoscute, de evenimente, care fiecare dintre ele pot evolua într-un anume mod, care ne poate scăpa. Și în acel moment noi avem anumite reacții care de cele mai multe ori ele nu produc o orientare a ființei care să faciliteze desfășurarea în continuare a tuturor celorlalte evenimente spre a atinge această stare de bine. Mai simplu spus este faptul că noi așteptăm să se producă o serie întreagă de lucruri în viața noastră pentru a trăi o stare de bine. Dacă ele nu se produc, nu atingem o anumită stare de bine. Aici apare imediat un semnal emoțional și dacă am reușit să descifrăm mesajul acelei emoții care apare, am putea găsi o soluție prin care să reacționăm într-un mod adecvat, astfel încât evenimentul respectiv, oricare ar fi fost el, să poată să-și continue desfășurarea pentru ca noi să
atingem anumite etape sau chiar scopul propus.